ce facem, măi? El a făcut Andrei Cosmin climă cu ei? Review Fire, acest Hasan de pe Wish, băiatul ăsta sărac în primul rând arată de parcă nu se dă cu deodorant sub braț, că șoar de bio, iar Silviu săracu arată de parcă nu leagă 10 flotări corecte. Să ne focusăm și pe mine totuși, Andrei Cosmin, acest Codrin Bradea de pe Wish, nu? Lumânarea aia să știi că avea legătură cu numele tău, nu avea legătură cu Codrin sau că asta a făcut Codrin. Am văzut că m-a chemat la el pe stream totuși în mod public și accept. Vorbim despre fotbal, vorbim despre, nu știu, sport, vorbim despre ce vrei tu cu o singură condiție. Dacă mă bați la testul fizic MAI de la poliție. Că am văzut că s-a legat omul tău elicopter de timpul meu scos la traseul de la MAI, bă băiatule. În primul rând am luat bani de la Vlad Cazino, eu am fost contractat de către Global Record pentru a promova niște evenimente la Costinești. Adică, aia, Vlad Arena, unde cântă Ian, unde cântă Astecă. Eu n-am spus niciodată, duceți-vă și la Zlotiv Gratuite sau Freebet sau nu știu ce. N-am îndemnat niciodată în mod direct să se ducă cineva să se joace la aparate sau la pariuri. Am vorbit despre subiectul ăsta de anul trecut. În cazul ăsta vreau să-mi cer scuze față de el. Nu poți să stai în banca ta, vorbești tu de sport. Că tu știi sport. Stai în banca cu minte că ai fost pe YouTube acolo la băieții, ai făcut traseul de la poliție, ai scos 4 minute și ceva. Păi dacă eu am scos 4 minute, păi omul nostru Silviu scoate 15. Scoate jumătate de oră omul nostru Silviu. Și da, am scos 4 minute la traseul ăla de la poliție, adică cel mai prost timp de acolo, în condițiile în care toți băieții erau sportivi de performanță în afară de David Ioan, care și David Ioan e tank pe lângă mine. La traseul ăla a mai fost Alex Delea, care a câștigat Survivors, Mără, care știm cu toții ce face, și Tony, dublu campion național la fitness. Și eu, care fac reacții pe YouTube, clar aveam o șansă, clar scoteam un timp mai bun decât băieții ăștia. Dar dacă eu am scos 4 minute, voi vă dați seama, mă, Silviu, face jumătate de oră săracu, efectiv. Dacă mă bate la traseul ăla de la poliție, vin la el pe stream, îi dau și 1000 de euro sau donăm banii aia. Chemăm și fete dacă, ca să nu fim misogini, să, na. Dar de fapt stai că tu ești fata. Iar legat de scandalul ăsta sau semi-scandalul ăsta, păi cum adică, frățioare, eu am scos chestii din context, în condițiile în care tu pui pauză din 5 în 5 secunde și vorbești de fiecare dată peste om și-ți formezi propria ta părere și nu lași pe să termine ce are de spus? Eu am tăiat din context? Like, okay, this swimmer from Penn State that's dominating and crushing records in just one NCAA, just yeah, one, yeah. Number one, was number 400 something as a male, yeah. was swimming as a male a fucking year ago, becomes a woman, mm-hmm. and now is number one. You know, first of all, you've gone through your entire puberty. You've gone through years and years of your body producing testosterone, which strengthens your tendons, your ligaments, your joints, your muscles, and all that. There's a lot of variables that are in favor of someone who goes through puberty and then transitions to a woman when it comes to athletic events. Iar legat de faza aia în care ai fost la Shelly și ai povestit treaba aia, n-am mințit cu absolut nimic. Tu ai povestit treaba aia. Ne-am luat bătaie pentru că am fost rasist. Și nu am încercat să te fac rasist sau ceva. Am subliniat faptul că și tu la un moment dat ai fost rasist în viața asta, ai făcut 14 glume și așa mai departe. Acum că ai fost un copil prost și așa, da, whatever. Dar eu subliniam faptul că cel mai probabil și ăla era tot un copil căruia i-ai băgat un muie în gât. Măi, asta e așa, că poate avem și noi păreri diferite de ale tale, nu merită muie în gât pur și simplu. Ba da, dacă ești un rasist obosit care judecă oamenii după ce culoare a pielii au, ba da, meriți muie în gât și bani. De acord cu Fire. Dacă ești rasist, muie în gât. Ce pula mea, adică what the fuck? Și că nu merita muie în gât, dar în niciun caz nu-i suflet și am dat și inimioară. Cel mai probabil există femei ce sunt mai bune decât bărbații la anumite sporturi sau unele femei mai pricepute decât unii bărbați, sunt convins, dar aici este vorba de majoritate. Fotbalul, de exemplu, este un sport urmărit în principiu de bărbați. Oricum, Silviu, de-a lungul timpului, a avut anumite remarci bune, dar de foarte multe ori începea să jignească și automat patina pe lângă subiect, ceea ce nu este ok. Nu încerci să transmiți un mesaj pozitiv prin violență verbală, niciodată, mai ales când explici unor copii. Și eu probabil m-aș enerva dacă aș sta câte 5-6 ore pe live. Din motivul ăsta eu nu fac live-uri, dar aș încerca să mă controlez, pentru că dă urât, pur și simplu, dă urât. Și știi bine că nu e prima oară când îți jignești oamenii aiurea și pe motive din astea banale, gen fotbalul. Îi zice și tu frumos, în primul rând învață să scrii și în al doilea rând poate este mai intens, poate nu este mai intens, dar nu despre asta este vorba. Eu promovez fotbalul feminin și vă recomand să susțineți și fotbalul feminin. Ce era așa greu să spui asta? Păi absolut face la nivelul de trigger. De ce promovezi fotbalul fecal și pula mea? Uite, mor de ciudă. Și asta știi, ciuda asta dintr-o misoginie de-asta absolutamente de om care n-a simțit căldura unei femei vreodată. Genul de om care n-a simțit căldura unei femei vreodată, să te simți supărat de promovarea fotbalului feminin.
împărarea asta. Dacă se strâng toți rasiștii, vă bagă ea muie în gât. Deci tu vrei să spui că ții cu rasiștii, Cristi? Dacă se strâng toți rasiștii, vă bagă ea muie în gât. Domne, n-au performat așa și... Până la altul au performanță. Dar și dacă n-ar avea performanță, și ce? Și ce? O echipă României de la masculin are performanțe? Nu așa se exprimă un om, frățioare. Nu așa se exprimă. Era numai cu pula în gură. Te învăț eu ceva, frate. Eu-s crescut printre ei. Dacă tu crezi că un rasist are vreo putere asupra unui grup de etnie romă, care aia sunt pe bune uniți, pe bune uniți, dacă tu crezi că niște rasiști poate să-i facă pe ei vreodată, îți zice fratele tău, aia sunt pe bune uniți. Și eu știu pe bune, gen, familii care erau certate între ei, între ele, gen, de etnie romă, da? Erau certate între ele. Și când au venit oameni să le facă rău, s-au unit ca să se apere între ei. Ți-ai băgat și pula în morții tăi. Doamne, și ăștia care zic de biologie, bă, vă faceți de răstită de păroși să-mi pa pula morții mei. Fiecare are dreptul să se uite la ce vrea, repet asta, nu te face un om misogin. Dar nu mai știi care e faza? Ideea e că sunt oameni de etnie romă care sunt răi. Sunt. Dar sunt și români. Dar sunt și suedezi, sunt și italieni, sunt și americani, sunt și... Și nu poți acum, de exemplu, să iei 2-3 de acolo și din cauza la 2-3 oameni să judeci efectiv toată glota. Adică n-ai cum să judeci o familie doar din cauza la un copil. La fel și tipul asta, prietenă cu tine, cel mai probabil, care mă face misogin sau cum mă face, că am zis eu că fotbalul masculin este mai bun decât ăla feminin. Ia să vedem ce a avut de spus. Știți care este soluția pentru aceste tip? Normal că nu trebuie puși toți în aceeași oală. Deci era un tip, frate, și acum ți-mi minte, avea vreo 28 de ani pe vremea, aveam vreo 18. Cred că avea vreo, nu știu, cu 3 facultăți, nu știu câte avea. Bă, deci când stătea omul ăla, deci era de etnie romă, data vă zic, când stătea omul ăla la masă și începea să deschidă gura, deci cred că treceau 8 ore în 5 minute. Bă, stătea așa și te uita la el și ce scotea pe gură, câte cunoștințe avea și tot ce spunea. Deci stăteam toți și ascultam așa. Ieșeam de dragă, el mai scoate-l pe la mă, să stăm. Nu știu, sunt foarte mulți frate. Există o ligă de fotbal de femei și o ligă de fotbal de bărbați. Cum toate sporturile, se practică în ligi separate, în funcție de gen. Ce ai mai și crede, nu militează nimeni aici să joace bărbații și femeile fotbal la comun. Dar fix el pentru... asta am zis și eu. Fix asta am spus și eu. Ce să vezi, mm-hmm. Rând, nu ar fi corect față de femei să se întâmple lucrul ăsta. Și am dat și o grămadă de exemple în clipul trecut. Ba chiar și din fotbal. V-am demonstrat, v-am arătat că naționala Australiei, locul 5 în lume la feminin, și-a luat bătaie cu 7-0 de la niște copii de 15 ani. Atenție, nu era echipă pro, erau niște copii de 15 ani. The Australian women's national team, who were ranked number 5 in the world at the time, yeah, lost 7-0 to a team of 15-year-old boys. Awkward. Și da, era un amical, dar 7-0, mă, și a menționat cât se poate de clar că ele au pierdut cu 7-0 pentru că, în mod evident... Băi, în momentul, bă, frate, numai nu înțelege, frate, că și cuvântul, am mai vorbit despre asta, nu e faza că, uite, că vorbiți de oameni de culoare sau chestii, nu e faza că te duci și spui cuvântul țigan. Păi nu-i deranjează. Îi deranjează cum o spui, frate. Eu sunt crescut între grețime de suflet, ani și ani de zile. Majoritatea, deci marea parte a grețimei mele, am crescut-o lângă ei. Una este să te duci, băi țiganule, asta e o chestie. Și alta este, băi țiganule, gen, ei te simt cu aia când ai rasismul în tine. Depinde cum o spui. Păi nu îi deranjează că le spui așa, gen, îi deranjează... Înțelegi și tonul ăla cum o folosești, că își dau imediat seama, frate, când ești rasist. Imediat își dă seama. Că sunt unii care, băi, țiganule. Și o simți. O simți, ești nebun, o simți. O simți, îl vezi cum e, îl vezi că e rasist, îl vezi că are ceva cu tine, ești nebun. Păi nu-i deranjează, că am stat între ei, n-ai cum să-i deranjeze. Și să mândresc cu asta, frate. Și să mândresc cu asta, frate. Este o diferență fizică între bărbați și femei și că de asta au pierdut cu 7-0. N-are nicio legătură cu investiția sau whatever. Ele probabil pierdeau cu toți banii din lume. Welcome.
dar sunt unii de nu acceptă că sunt așa și se dau români. Am întâlnit invers, Cristi. Așa ne-am întâlnit, am întâlnit români care se dau așa. Dar e foarte greu să fii ca ei. De ce e foarte greu? Ei sunt foarte, cum să vă zic eu, au o legătură foarte strânsă între ei, frate. Bă, la mine acolo, în spate, frate, când se tăia porcul, mâncat tot cartierul. Gen, ei sunt foarte, au niște legături foarte strânse. Uite, de exemplu, la mine, familia mea, e doar familia mea și atâta. Gen, tata și cu mama m-a învățat că doar familia mea contează. La ei nu e așa. La ei contează mai multe familii, gen. La mine, pe mine, mama și pe tata m-a educat cumva că doar tata e important, mama e importantă, mătușa e importantă. Înțelegi? La ei nu e așa. Ei stuniți toți între ei acolo, frate. Asta zic. E greu noi să avem o legătură cum au ei, pentru că noi suntem educați altfel. Nu o să-mi dau cu părere despre Andrei Cosmin, pentru că dacă îmi dau cu părere despre Andrei Cosmin, îmi ștergăște TikTok-ul pentru bullying și harassment. Nici eu nu o să-mi dau cu părerele tale cu gel, că na. Se face între ligile de femei și cele de bărbați. Este avantajul bărbaților, pentru că sunt multe sporturi la care femeile sunt mai bune, cum ar fi toate sporturile de anduranță. Aha. Discuția în cauză. Bă, frate, despre ce vorbesc? Nevastă mai țigă încă, frate. Despre ce vorbim? Adică despre ce vorbesc? Pula mea. Cu asta am spus tot. N-are rost să vorbesc. Nevastă mai țigă încă, boss. 100%. Adică despre ce vorbim? Poza este despre campania care se întâmplă acum legată de fotbalul feminin din România. Campanie care are ca scop să se uite mai multă lume și la fotbalul feminin și aici că nu e de aceeași calitate. Domnul Per Fraier a început să se contrazică cu lumea în chat când i-au zis copiii aia că e mai intensă la masculin și s-a atacat de ampule. Tot ce pot să spun este că eu ca femeie păi care... Păi ce dacă? Păi tocmai ți-am demonstrat că, de exemplu, nu e o mândrie să spun chestia asta, dar mama și tata la bază sunt rasiști. Mama și tata la... Băi, nu e o mândrie că o spun. Gen, mama și tata la bază sunt rasiști, pentru că tata de când era mic și cu maică, m-a învățat să nu umblu cu ei. Nu ieși cu ei, că sunt așa, nu faci, ai grijă, nu știu ce. Și exact contrariu am făcut. Bă, sunt rasiști. Bă, de ce? Eu nu mi-e niciodată, frate, mai ales pe YouTube asta. Eu nu să-mi duc copilul meu așa. Dacă tata cu mama mi-a oferit educația asta și nu am vrut să o accept, eu la rândul meu să-mi ofer copilului meu să-i ofer educație, exact contrară la ce mi-a oferit tata cu mama. Nu se uită la fotbal. Sunt sigură că dacă tu ca om... Dar asta nu înseamnă că erau rasiști? Ba, sunt rasiști, aca. În momentul când îți spun un blac cu ea că sunt așa, că cu tare, că nu știu ce, înseamnă să fii rasist. Asta înseamnă. În momentul când tactul cu măta spune nu un blac cu ea, da? Ce e? Ce înseamnă? Nu e rasism? E rasism pe față, adică nu e... Te gândi? Un fan fotbal. Vrei să vezi fotbal de calitate? Nu te-ai uitat niciodată în viața ta la fotbalul din România și nu pentru că mă uit la fotbal, dar pentru că n-am auzit în ultimii toți ani în care am trăit eu, adică 26, să fie România calificată în orice competiție. Nu neapărat îți poate spune asta, doar pentru că vrea ceva ce e mai bun pentru tine? Păi da, frate meu, dar eu îți dau un exemplu. În momentul când pe mine m-a înjosit cineva, un prieten al meu foarte bun, ai înțeles, care că vezi, doamne, era șmecher. Bine, eu aveam 16 ani, el avea 30, tovarăș, dar nu mai înțeles. În momentul în care tovarășul ăsta meu român de m-a băgat pe sub mașină și m-a pus să-mi cer scuze pe sub mașină, mâncați-și gura ta, că am întârziat și n-am venit. Deci eu am primit un telefon și mi-am zis, vino la 3 de dimineață că am nevoie de tine și am ajuns la 3:15, că stăteam și eu așa și m-am dus ca să-l ajut gen. Și am întârziat 15 minute și era drogat și m-a băgat pe sub mașină și m-a înjosit și m-a pus să-mi cer scuze pe sub mașină. În fine, niște de-alea urte rău de tot. Țigani au sărit pentru mine, mâncava și pula voastră. Nu românii, nu prietenii mei români. Țigani au sărit pentru mine, frate. Fără să le zic absolut nimic. Au aflat, uite așa, uite așa, uite așa și eu. Ei au sărit pentru mine, frate. Că dacă nu săreau ei, cred că aveam foarte mult timp probleme cu ăla. An și an de zile, că nu îi sărea nimeni. Și eu țin cont de chestiile astea și o să țin cont toată viața mea, nebun.
Adică despre ce vorbim? Competiție de orice anvergură internațională. Tocmai s-a calificat România la Euro 2024 și mă bucur că... Ce prieten era ăla? Hai, dă morțile. A lăsat cineva un comentariu. Ultimii 26 de ani. S-a dus după aia, după nu știu cât timp, s-a dus într-un club și s-a luat de... Gagică s-a luat, nu știu cine, tot ăla care s-a luat de mine. L-au bătut ăia de la un eurocitat, aveau cap. Nu că eram să mor de noi, s-a făcut mile și nemul, că nu-mi doresc rău nimănui, frate, da? Parcă și karma asta există. Steaua Rapid, sferturile cupei UEFA 2006. Ce să vezi? Actuala Europa League. Steaua joacă semifinala în același an. Aceeași competiție. Ia uzi, semifinală. România în grupele Euro 2008 egal, 1-1, când a ratat prostul de mutu penaltiul. Ae, ce să faci? Eu am o analogie simplă. Cu așa experiență în jos să citești oamenii tot mai bine. Lângă mine au loc toți, frate. La mine acasă nu toți. Dacă ești afară pe stradă sau unde mă duc restaurant, au loc toți lângă mine, toți care mi-au făcut rău în viața asta. Dar la mine acasă, foarte puțin. Acasă, la mine, la masă, aduc doar oamenii care m-au iubit cu adevărat și pe care îi iubesc cu adevărat. Pe stradă, pe, la mese, pe restaurante, pe cluburi, pe la evenimente, până alea, toată lumea are loc lângă mine. Dar la mine acasă, foarte puțin. Foarte puțin. O analogie fucking simplă. Să continuăm cu clipul ăsta.